Suntem în Joia Mare din Săptămâna Patimilor, așa că reprezentanții Partidului Social Democrat de la Giurgiu s-au oferit să mai facă declarații politice, preferând să le adreseze giurgiuvenilor câteva urări pentru Paște. Lumina, multă lumină în suflet, multă pace, multă bunătate. Să vă dea Dumnezeu absolut tot ceea ce vă doriți și să luați aminte la absolut toate pildele date de Domnul Iisus Hristos, mai ales că de ce să nu recunoaștem în această săptămână fără să vrem? E așa un aer mai de credință, mai special. Vă urez atât dumneavoastră cât și tuturor giurgiuvenilor ca sărbătorile de Paște să vă aducă multă liniște sufletească, cum spunea și colega mea, sănătate, fericire și să ne dea puterea să fim mai buni și să învățăm, să ne ajutăm și să dăruim cât mai mult semenilor noștri. Vă doresc un Paște fericit! Să-l petreceți în liniște alături de familiile noastre în jurul unei mese bogate. Exact cum au spus și colegii mei, să fim mai buni. Multă fericire, căldură, liniște, toate cele bune, Paște fericit!